Bună tuturor celor din Zodia de Aleu sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia de Aleu și bine v-am regăsit la citirea bonus pentru luna aprilie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video Să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet Haideți să vedem în primul rând ce vă influențează în general în luna aprilie Și aici avem un 10 de bâte Duceți și poverile altora Poate fi o lună epuizantă pentru voi, poate fi o lună încărcată din multe puncte de vedere. Simțiți așa un haos, simțiți că ajungeți într-un punct în care nu mai faceți față sau spuneți punct, puneți punct și de la capăt, o luați de la capăt. Poate fi vorba și de un final pe care tot l-ați cărat până în momentul actual, da, pentru că apare o nebunie în viața voastră, apare un nou început, sunteți mai încrezători și parcă vă lăsați așa aduși de val în energia aceasta nouă care apare, ca o dreptate divină, poate fi vorba de o împăcare, poate fi vorba de sinceritatea cuiva, o rezolvare într-o chestiune legală, muncă cu multă satisfacție, sinceritatea cuiva care vă poate readuce zâmbetul pe buze. Puteți avea de-a face cu semne de foc, berbecle, o săgetător, dar și cu semnul zodiacal, balanță. Aici vorbim și de faptul că ce vă mai poate influența în general, e vorba de o schimbare în modul în care vreți să o luați de la capăt. Cred că veți întâmpina situații spontane care vă vor determina să faceți, să luați o decizie pe care nu v-ați fi dorit-o neapărat sau poate fi vorba și de o lună în care veți percepe diferit tot ceea ce vine în viața voastră. Cum veți acționa în situația dată? Văd că apare multă abundență, mm, comunicare, flirt, poate pentru unii dintre voi informații noi. Cum veți acționa? Voi vă veți axa pe ceea ce vă aduce bucurie și succes și lăsați lucrurile să vină. Mi apare poveste de dragoste nouă, poate un trio amoros în anumite situații. Sau vă protejați iubirea. Cum veți acționa? Da, vă veți proteja, veți acționa cu multă maturitate, veți fi hotărâți, veți fi determinați. Deși nu asta v-ați dori cu adevărat, poate fi vorba și de faptul că o anumită persoană lasă duritatea la o parte pentru a vă arăta adevărul că există cineva care își pune o barieră, doar că se va distruge pentru că este o chestiune din destin. Voi veți acționa natural, are legătură și cu un loc de muncă, are legătură și cu o poveste de dragoste care merge așa în hopuri prin comunicare, veți comunica, apare și foarte multă pasiune, dorință de intimitate și mesaje sau conversații care au un impact destul de puternic. Deci prin comunicare, mesaje, veți acționa pentru a schimba anumite situații în favoarea voastră. Secrete pe care nu le cunoașteți încă, există încă o curiozitate, într-adevăr, că veți avea un noroc în dragoste și vi se îndeplinește o dorință. Ia să vedem, -vis de această curiozitate, poate vezi să facem cu semne de aer, gemen, balanță, vârsător, semne de foc, o săgetător, semne de apă, rac, scorpion, pești. Este vorba de o lipsă de informație, ca un abandon, ca un gol și aici veți cerceta, poate are legătură și cu partea financiară care se va îmbunătăți, aveți un ajutor, aveți un sprijin, voi care sunteți foarte încrezători și deschiși către o dragoste, către o prietenie care creează foarte multă confuzie, deci în anumite situații nu știți ce este sau ce sunteți cu o anumită persoană. Mai puteți lua niște decizii în luna aceasta de care încă nu știți. Poate are legătură cu un parteneriat, poate are legătură cu o situație confuză pe care o vreți o clarificați. Iar dorința voastră vi se îndeplinește, are legătură cu un drum și cu o stabilitate financiară, dar și faptul că veți străluci. Veți străluci, veți ieși în evidență. Ia să vedem ce mai aflați în legătură cu persoana aceasta. Poate aveți de a face și cu semne de pământ, aur, pecioară, capricorn. Vorbim de schimbarea atitudinii cuiva față de voi la momentul potrivit. E o direcție pe care veți merge și nu o puteți ocoli, nu o puteți evita. Deci ce este scris să se întâmple, se va întâmpla garantat. Și vine stabilă stația aceasta și are legătură și cu viața voastră personală, dar și din punct de vedere financiar. Deci ce vă este scris, se va întâmpla. Și da, veți avea parte de multă stabilitate. Poate veni și un succes așa dintr-o dată, când nu ați mai sperat sau nu ați mai spera, poate fi vorba și de o situație în legătură cu o persoană de la drum, o mutare împreună cu persoana iubită niște declarații, de la care vă luați gândul și vin așa dintr-o dată în luna aceasta, dar și lucruri care se vor concretiza, prin contur, aveți mai multă siguranță, mai multă garanție că totul va fi bine. Sfaturi cum ar trebui să acționați pentru a vă rezolva problemele. Avem justiția. Aveți și o așteptare, o alegere. Deci vă trebuie să vă mențineți în echilibru. Sfatul este să nu mergeți în extreme. Sfatul este să așteptați un răspuns poate fi vorba de, aici putem vorbi și de sinceritate, deschidere, lucruri care se vor rezolva pentru că sunt menite. Nu mai stați cu gândul în trecut la cum a fost, ce ați spus sau ce nu ați spus sau văd aici că tot așteptați să se întâmple ceva, să se deschidă un drum, să aflați ceva. Aveți tendința de a vă mulțumi cu puțin, doar să vină acel puțin, poate are legătură și cu o dragoste, cu o poveste de dragoste, o alegere în dragoste pe care trebuie să o luați, dar fără să afectați oamenii din jur. Pentru că aici apar multe resentimente, multe complicații din trecut, probleme nerezolvate, parcă trebuie să luați totul cu calm. Vis, vis de această dreptate, puteți avea de -a face cu de balanță, gemeni, săgetător, apare și la voi. Sfatul este să acționați rapid în momentul în care, dar nu, nu, cred că e vorba de a acționa rapid, ci e vorba de faptul că dintr-o dată voi aflați ceva foarte profund care v-a măcinat foarte mult timp, posibil să aveți de face și cu zodia fecioară. Așteptarea aceasta are legătură și cu o pauză și cu o iluzie dorința voastră de a alege ceva și văd foarte multă trădare. Cred că vorba de, uh, e vorba de, gândurile voastre care uh, sunt obositoare sau simțiți, le simțiți oarecare trădare după care mi pare reușita, mi pare succesul. Vă dobor gândurile mai ușor cu ceea ce analizați voi la sânge. Și aici, da, mi pare o legătură de trio. Sfatul este să lăsați lucrurile să curgă de la sine, pentru că apare un nou început, oricât ați evita o poveste sau o situație, fie că e în dragoste, fie că e la locul de muncă, un drum pe care trebuie să-l faceți, oricât ați evita, tot acolo se vor îndrepta drumurile pentru că este ceva predestinat. Și aici mi-apar și niște rezolvări cu străinătatea, va trebui să abordați o atitudine un pic mai... Uh, rece, să analizați la rece anumite situații care vin către voi sau informații, focus și atenție pe locul de muncă ca și sfat pentru a depăși o încercare. Cred că e vorba de a demasca o situație sau o persoană, de a vedea dincolo de masca care și-a pus-o și, pus și mi-apare un noroc, o claritate. Norocul acesta are legături cu o confirmare, cu o dezvăluire, cu poate un noroc la bani. Ca și sfat, da, încercați să ieșiți din zona aceasta tulbure, dar oricum veți ieși pentru că greutățile acestea, chiar dacă sunt menite, nu vin să vă încurce, ci să vă ajute să ieșiți dintr-o stație încălcită. Că sunteți cu gândul, cu gândul, în multe direcții și veți afla și un secret care aduce foarte multă bucurie în viața voastră și un nou început. Am depinde de fiecare ce vă doriți. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!